Plecăm unde? În Olanda. 13 milioane de olandezi votează la alegerile parlamentare. Lupta este strânsă, astăzi se încheie, practic. Patru partide au șanse mari, dar sondajele arată că niciunul nu va putea guverna singur. Iar dintre aceste partide, trei înclină mai mult către dreapta. Partidul Popular pentru Democrație și Libertate, al cunoscutului premier demisionar Mark Rutte, cel care nu lăsa România în Schengen, e bine, acest partid este umăr la umăr cu Partidul pentru Libertate al ultranaționalistului Geert Wilders și cu alianța electorală formată din socialdemocrați și din verzi, că tot vorbeam, al cărei cap de listă este fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans. Toate aceste partide sunt cotate cu 16 și 18% dintre voturi și vor să restrângă numărul de imigranți, să facă obținerea de rezidență mai dificilă și să încetinească extinderea spațiului european. Opoziția acuză că o eventuală coaliție între partidul de la guvernare și o formațiune a lui Geert Wilders, cu care nimeni nu a vrut să se alieze până acum, îl va face pe acesta frecventabil. Previziunile arată că negocierile pentru formarea noului guvern ar putea fi conduse de ministrul justiției din partidul lui Rutte. No, we are struggling for every voter, so I don't expect anything. I did my best, so we'll see now. Why should he be afraid of the outcome of a democratic national election? I have the best intentions for the Dutch people in mind. This is all I aim for, and that's all on my program. So it might not be what other parties in Europe or other countries strive for, but hey, that's a democracy. De Rutte mi-era drag seara asta, doar de el ducea în lipsă, acum l-am avut și pe Rutte. Știi că noi auzeam multe vreme, domnule, Olanda ne vrea de fapt în Schengen, nu e problemă între țări, asta de la ministerele de externe de la noi de-a lungul timpului, dar au și alegeri, domnule, au alegeri și în perioada asta nu se poate. După aia am scăpat teoretic de Olanda, deși n-am scăpat, că am dat și de Austria, dar și Olanda a pus veto la Bulgaria, care era pachet cu România, ce să vezi. Bun, după aia a venit Spania la conducerea Uniunii Europene, da, președinția rotativă. Da, exact. Au pus pe ordinea de zi, păi n-au pus, că ce vezi, și Spania a avut alegeri, toată lumea are alegeri. Polonia a avut alegeri, a schimbat politica legată de arme față de Ucraina. Nu se poate, toți au alegeri. Bă, da, România asta, de exemplu, are de pierdut doar pentru că au alții alegeri. Bă, dar n-am auzit pe nimeni să zică, bă, sunt alegeri în România, să avem grijă să... Asta înseamnă să n-ai niciun cuvânt. Sunt alegeri în România și îngrijorează, cel puțin statele din Uniunea Europeană. Știi, în Franța, ce plângeau oamenii, eu citeam presa franceză când erau alegeri în România. Dar de ce? Pentru că la nivel european se uită oamenii cum arată sondajele din România. Sunt speriați, apropo de AUR, de exemplu, da? Că vin partidele antisistem în România și pot să ajungă să aibă o reprezentare din ce în ce mai mare și nu doar dinspre România, dar există îngrijorări și pentru România. Au antisistemul la ei acolo. Au antisistemul. Pe mine ce mă enervează în toată situația asta, tot aud de politici din asta pentru imigrație, da? Îmi fac senzația statele astea, cel puțin statele puternice, care au influență zdravănă în Uniunea Europeană, că își triază cumva migranții, știi? Și aleg cumva. Păi ori ducem o politică unitară în ce privește imigrația. Suntem descriși sau nu suntem descriși? Pentru că, da, așa se pune problema serios. Băi, nene, Europa este deschisă, da? Primește migranți de peste tot. Conflictele astea de multe ori nu sunt generate din cauza oamenilor, dar sunt oameni care pleacă din tot felul de zone de genul ăsta. De exemplu, acum palestinienii din Gaza. Dar mă gândesc la oamenii aia simpli, da? Care vor să plece de acolo de frica războiului. La ucrainenii care pleacă din, da? De africani care fug de sărăcie, de secetă și așa mai departe. Cine e vinovat? Pentru, sunt ei? Sunt condițiile meteo în general? Faptul că se schimbă clima pe planeta asta? Faptul că sunt războaie care nu țin de oamenii simpli, da? Țin de alți șmecheri de pe planeta asta, și atunci ce facem? Ne hotărâm. Îi ținem, îi primim sau nu îi primim? Și punct. Nu, unii ne alegem migranții, cum vin britanici, au ieșit din Uniunea Europeană, dar vin și spun, noi am vrea să vină, noi primim cetățeni străini doar cu o anumită pregătire, dar în universitățile noastre. Pe asta nu e politică de a-ți alege migranții pe care îi primești? Ba, este pe față așa ceva. Indiferent ce spunei. Balaj, cum îți par personajele astea din politica olandeză în momentul ăsta? Este foarte interesant pentru că sunt patru candidați care până de curând aveau șanse aproximativ egale. Niciunul nu, în sondaje, niciunul nu ajunsese la 20%.
Dar după atacul Hamas, iată că Geert Wilders, cel de extremă dreaptă și care vrea să limiteze foarte mult migrația, a prins, deci a avansat în sondaje și s-ar putea să câștige, dar oricum nu va putea face singur coaliție. Interesant este că celălalt candidat, care este o femeie turcă, culmea, nu? Culmea, da, și ea a spus că da, într-o situație în care s-ar putea face guvern prin victoria celor două forțe, atunci da, ea ar fi dispusă să facă coaliție cu Geert Wilders. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar aș reveni puțin la ceea ce ai spus tu, Nemo, că nu e bine să selectăm oamenii. Hai să-i selectăm toți. Adică, aici este vorba despre altceva. Este vorba despre, pe de o parte, despre refugiați, da? Despre cei care vin din zone de război, cum au fost cei din Siria, cei din Somalia și așa mai departe. Deci cei a căror viață este în pericol. Deci ei trebuie primiți, poți să le spui că, uite, primește un... o adeverință temporară de rezidențiat în țara respectivă, până îți analizăm cazul. Uh-huh. În cazul în care viața ta n-a fost în pericol și ai plecat din Siria pentru că așa a avut mușchii tăi, te duci frumos înapoi. Dar cei a căror viață este în pericol trebuie primit și acordat viză de ședere, cel puțin pentru o perioadă temporară. Celălalt caz este cel al migranților economici, care, într-adevăr, viața lor nu este în pericol, cum să spun, în modul fizic. Este în pericol din cauza, nu știu, a condițiilor de trai foarte precare și atunci poți să spui, băi, tu ce pregătire ai? Sunt inginer AI. Bine, tu vino. Tu ce pregătire ai? Păi n-am nicio pregătire. Tu nu poți să vii, că n-am ce să fac cu tine. Da, că la tine nu e așa gravă situația în țara ta. Păi da, deci eu nu văd o problemă în politica Marii Britanii care spune, băi, eu accept doar o anumită categorie de migranți. Evident, cum a făcut și... adică își protejează interesele. Evident de că Germania, e. De exemplu, în anii 70 a acceptat un număr foarte mare de turci pentru că aveau o problemă cu forța de muncă. Aveau foarte puțini oameni pe piața de forță de muncă. I-a cerut, a vrut, a fost la... Păi da, tocmai. Deci sunt situații în care situația demografică și creșterea economică este împiedicată de faptul că nu avem cu cine. Și atunci, da, accepți forță de muncă masivă. În alte situații, cum este cea de acum, accepți doar o forță de muncă calificată sau calificată în funcție de nevoile tale. Deci nu cred că este o problemă asta să accepți doar pe cine vrei tu. Nu e nicio problemă, dar să facem toți la fel, să ne comportăm toți europenii la fel.